Cert e că în doar o lună vor deschide ofertele în vederea desemnării constructorului Centurii Bacău. În acest interval, Guvernul României va emite o hotărâre prin care vor fi aprobate sumele necesare efectuării exproprierilor în vederea construirii șoselei, a declarat președintele Organizației Județene PSD Bacău, Dragoș Benea. Luna aceasta va fi aprobat prin hotărâre de guvern bugetul și normele metodologice pentru expropriere la șoseaua de centură. Tot la sediul partidului, într-o conferință de presă organizată pentru prezentarea noii conduceri a partidului și proiectelor acesteia, Dragoș Benea a marcat reușita construirii șoselei de centură Bacău în dreptul PSD-ului. Încă o dovadă vie că șoseaua de centură a municipiului Bacău a plecat pe un drum fără întoarcere, ca să spun așa. Deschiderea ofertelor este pe 11 iulie anul curent. Și suntem bucuroși că acest lucru se întâmplă pe mandatul primului ministru Victor Ponta și a ministrului Marilor Proiecte, domnul Dan Șova. Niciun cuvânt despre PNL și despre cel mai important aspect, acela al finanțării proiectului variantei ocolitoare a Bacăului. Mai precis, finanțarea execuției șoselei de centură va fi realizată cu fonduri europene grație intervenției la Bruxelles a primarului Bacăului, Romeo Stavarache. Varianta ocolitoare a Bacăului va avea regim de autostradă, fiind inclusă în autostrada Moldova. Doar prin introducerea șoselei de centură în autostradă a putut fi obținută finanțarea pe programul operațional sector de transport, a subliniat la sfârșitul lunii aprilie primarul municipiului. În 2010, odată cu cooptarea mea în Comitetul Regiunilor, am încercat prin diferite mijloace și trebuie să recunosc și într-o discuție pe care am avut-o cu Ministerul Transportului de acea dată, să introducem această investiție foarte mare